Acesta este dudul nostru pitic mule. Este vorba de un dud corean. Numele științific al speciei este Morus acidosa, dar acest soi a fost selectat în Suedia pentru a rezista la frig. El rezistă la temperaturi deosebit de scăzute, de până la minus 30 de grade, cunoscut fiind faptul că aguzii în general au o sensibilitate destul de mare la frig. Acesta este foarte robust din acest punct de vedere și este o varietate compactă, după cum spuneam, pitic, ajunge până la maxim 4 metri. El este acum în anul al patrulea. Anul trecut a înflorit pentru prima dată și a legat primele fructe. Anul acesta este încărcat de fructe, de flori, adică deocamdată acești mulțișori sunt florile. Și anul trecut mi s-a părut că gustul era foarte bun, aroma. În schimb, fructele mi s-au părut micuțe. Anul acesta mi se pare că mulțișorii sunt ceva mai mari. Nu știu cât de bine se poate recunoaște pe filmare. El este încărcat de mulțișori. În descriere, ci că ar coace fructe din iulie până în septembrie, ceea ce mi se pare o perioadă deosebit de îndelungată și nu prea vine să cred. Dar vom aștepta și vom vedea. Sunt și unele descrieri care spun că mule nu ar avea fructe prea bune la gust. Eu pot să contrazic această descriere din experiența pe care am avut-o anul trecut. După cum spuneam, singura chestie care m-a nemulțumit a fost dimensiunea fructelor. Se pare însă că pe măsură ce pomul ajunge spre maturitate, se îmbunătățește și acest aspect.